5 yıl beri. Păi ce faci, mă, aici? Bei singur? Ce bea unul, vezi că n-am nimic pe masă? Și de ce stai aici? Uite atât, poate mă cinstește cineva. Dai o bere? Dă-mă, nu știu, dau o bere. Ia uite-o. Băi, dacă zic eu că așa e cum o zic eu, așa e cum o zic eu. Ce-i puțin, mă? Cred că Gianina s-a îndrăgostit de mine. Adică nu cred, sunt sigur. Dar de unde știi tu că s-a îndrăgostit de tine, mă? Mă urmărește. Băi, ești prost? Băi, ești nebun? Da, azi dimineață. Mă, la cârciumă. La cârciumă închis. Ia după mine. Vin după aia înapoi. Aici, la oaie, închis și aici. Ia tot după mine. Încep eu să mă bunchesc cu un stătreau, zic, hai să iau pântărie, mă. Mă duc pe stradă la Moșpeleus. Iar după mine. O iau pe stradă la primărie, din nou după mine. Și mă mai tărăși și pe mine după el. E, zici și tu. Ce rău, mă, asta de să ține după mine? I-ai căzut cu tronc, mă. Na. Și nu știu ce să fac. Că astea, micile, știi cum e. Tu îi dai un deget, îți ia toată mâna. Și eu sunt o măsură, nu-mi trebuie complicații. Da. Ce m-aș mai complica eu cu ea? Mă, așa... de o aventură, aș lăsa-o și eu să mă deranjeze, da? Mai mult mi-e frică. Păi de ce ți-e frică, mă? Nu mai am ani fericele. Băi, deci de două săptămâni mă doare un genunchi și am niște arsuri de. Păi gândește-te tu. Cum e să zicem că mă pun și mă iau ca la trântă? Și odată zic, stop! N-ai niște bicarbonat că m-a luat arsurile. Sau, auzi, nu te așeza pe picior că nu poate nenea să te țină că îl doare genunchi. Păi dacă te place, te place și așa, mă. Nu e chiar așa firicel. Că ea vine cu toată tinerețea ei. Și eu cu ce vin? Cu un început de chelie? Păi uite și tu la mine ce burta. Dacă ne iubim, trebuie să facem pe întuneric. Dacă mă dezbracă, lângă ea se ridică și stinge lumina. Nu e, bă, dacă o prindeam acum 10 ani pe sex, o băgam în spital. Dar acum mă bagă ea pe mine. Bă, dar eu am auzit că unele sunt moarte după ăștia purii așa ca tine. Exact, da. La mine dragostea nu mai funcționează decât teoretic. Adică? Adică eu știu cu ce să mănânc, dar nu mai practic. Poate doar platonic. Așa mai stăm de vorbă. Dar aici mi-e mai frică. Dacă mă apuc dracu să dau cu vrăjeală în ea, îi intru în cap. De 7 bărbați schimbă după mine, după aia și nu mă uit. Că la vorbe încă mai mă pricep. Păi, pe fii atent cum facem. Dă-te tu cu vorba în ea și intră-i tu în cap și așa. Și când o fie aia, lasă-mă pe mine să mă fac de râs cu sexul, cu mie în metric. Argile, ia vină puțin. Ce vrei, Gianino? Vină, mă, puțin. Ce ți-a zis, mă? Lasă-mă că nu-i treaba ta. Zi, mă. Ți-a zis ceva de mine? Da, mă, a zis că te iubește. Zi să mor tu. Băi, ce v-am zis, mă? Ce v-am zis? La mine instinctul ăsta funcționează. O chestie asta vă deau câte o bere la fiecare. Păi ne-ai zis, mă, că nu te interesează. Băi, victoria rămâne victorie. Eu o trec pe căieți, l-a rezolvat. Că am și eu niște calcule. Adică dacă mor, nu vreau să zic că lumea că am trăit degeaba. Vreau să plângă niște fete după mine. Și acum câte fete te plânge, mă?
O pagină în jumate. Scrise cu litere mari, poate. Scris cu lupa. Haide, mă. Mă, care treaba cu Janina? Care să fie, mă? Am să-i dau 50 de lei de forună de zile și când i-a zis că n-am de unde, a făcut figuri. Și atunci am abolit-o că e gelentană în bani. Și că nu vrea să mă împrumute nenorocitul, dar să mă aștepte până-i fur portofelul că-i dau după aia. Asta. De aia se ține așa după voi? Păi, dar nu credeai că s-a îndrăgostit de prostul ăsta. Da, bine, mă. M-am dus cotopeu, am obținut o sticlă de vodka. Și mai bine. Băi, știi ceva? Deci, visorul nu mă doare. Asta e puterea dragostei, mă. Băi, să știi? Băi, știi ce cred eu, mă? Că dacă mai bem o vodcă, îți trece și arsurile și poți să te dai la ea cu tupeu. Greșit? Eu, în primul rând, din punct de vedere moral, nu pot să mă ating de ea. Păi de ce, mă? Dacă e vrea? Poate doar dacă mă roagă. Hai că ne-am doar. Domn primar, repede, dă și mie 2 milioane până marți când îmi intre salariul. Păi, la ce trebuie? Am câștigat o mașină, un Logan. Ce? M-a sunat de la Lola Cola, că s-a făcut o tombolă și că eu am câștigat-o. Ce e Lola Cola, mă? E o firmă de sucuri care n-a apărut încă. M-a sunat, mi-a zis să mă duc la poștă, să pun în contul lor 5 milioane de lei, bani de transport. Dar repede, că la ora 12 fix pleacă tirul de la Oradea încoace și dacă nu trimit banii, n-are bani de motorină. Și abia peste 2 săptămâni mai face livrări. Și eu de ce să-mi las mașina acolo, ha? Să-mi o zgârie aia. Am trimis deja 3 milioane, trebuie să mai trimit 2 până în 12. Mm-hmm. Păi, stai un pic, explică-mi și mie mai clar. Ce tombolă e asta, că nu înțeleg. Păi nu știu. Eu nici măcar n-am participat. Dar am vorbit la telefon cu directorul firmei, în persoană, domnul Otilu Sabu. Mm-hmm. Deci numai cu dumneavoastră, cu dumneata și cu domne mi-a vorbit. E firmă serioasă. Păi și tu cum ai câștigat dacă n-ai participat? Păi ne-a luat după numere de telefon. Dacă nici măcar nu m-a întrebat cum mă cheamă, mi-a zis doar felicitări și să trimit banii. Deci m-a luat prea repede, că am uitat să-l întreb ce culoare e. Eu sper să fie roșie. Zi, hai să-mi dai și marți, dau înapoi. Auzi, mă, dar tu treabă nu mai ai? Ha? Până acum ai vorbit cu ea la telefon, acum ai venit să-mi povestești mie, după aia te duci la poștă să trimiți banii, după aia aștept să-ți vină mașina, dar de servici nu te mai ocupi? Ce? Pe domnul șef de post a început lumea să mă tragă de mânecă, că nu te mai ocup, că nu-ți mai dai interesul. E comuna asta fără brațul de fier a legii e ciungă, mă. Uite acum, când vineam la primărie, m-am întâlnit cu tanti Lucica. Și mi s-a plâns că are niște probleme foarte mari cu un caz. Ia mergi tu până acolo și rezolvă treaba, da? Că plângea săraca femeie de mi s-a rupt inima. Domn, primar, fac rost de bani, îi trimit și mă duc. Ba nu, bă. Rezolv cazul mai întâi. Siguranța cetățenilor înainte de plăcerile personale. Păi ești sau nu în timpul serviciului? Sunt. Păi gata, să nu te mai aud. Hai. Domn primar, e o mașină la mijloc. Știu, mă, dar cum... Aoleu, mamă, câte probleme îmi faci tu mie, Robi. Aoleu, aoleu. Bine, mă, hai, să nu zici că sunt băiat rău, hai. Dă-mi număr de cont și le trimite-o banii. Și lasă și număr de telefon, că în caz de mai apar ceva probleme, să nu te deranjezi pe tine, da? Și mergi până acolo și vezi care e treaba. Eu mă gândeam dacă ați putea să-mi dați și mă... A. Ce, mă, n-ai încredere în mine? Ba da, am. Dar mie să nu se supere aia, să se răzgândească. Eu sunt chiar nimeni, mă. Pe altfel discut eu cu mă, de la primar la director. Lasă-mă să vadă și ei că nu ești fiul ploii. Și că comuna asta își iubește fiii. Băi, Robi, pui prea mult suflet, mă. Până la urmă e vorba de o mașină, o grămadă de fiare. Băi, tu ești polițist, mă. Băi, femeia aia moare de inimă acolo și tu stai la coadă la poștă? Așa e. Hai, gata, gata cu discuția asta. Deci, număr de cont și număr de telefon, da? Cât trebuie să mai trimit? Vreo 2 milioane? 2. Hai, pe bună. Și marți vii dau înapoi. Bine. Am fugit. Domn primar, dar e ceva grav, grav? Adică v-a dat niște detalii despre caz ca să știu cum să abordez.
Voi fi atenți că de vreo 2 săptămâni găsește în fața porții rahat de câine. Și nu știe cum. Că ea n-are câine, înțelegi? Eu zic că e un caz care promite. Pe mine deja m-a pus pe gânduri. Hai, mergi acolo, vezi care-i treaba, ce chiștoace găsești, ce urme de gloanțe. Hai, implică-te, du-te! Deci, Otilo Sabu. Păi ce faceți, mă, băieți, aici erați, mă? Păi așa, mă, eu stau acasă singură și voi ca proști aici, a? Păi nu mai dați voi un semn de viață, nu mai veniți în vizită pe la mine. Nu mai dați voi un SMS acolo să vedeți dacă mai trăiesc și eu, mă. Dar chiar așa? Dar mai bine că n-ați venit, că oricum nu vă primeam. Mă uit la voi și știți ceva, mă? 3 moși. Da. Mă, dar voi nu vă mai bărbieriți și voi, a? Ia uite-l ăsta ce burtă a făcut. Ce râs, mă, la mine cu dinții aia galbeni? Moș Peleu îți mai lipsea și... Asferino, te auzi vorba aia, vrabia mă la evisează? Ce, mă? Noi nu ne mai uităm înapoi, noi mergem înainte. Ia uzi! Asferino, nu mai prezinți niciun interes. Băi, vorbește numele tău. Vino aici, stai jos, Asperino. Deci vorbește numele tău, da? Zice, Asperino, eu n-am avut bancă, dacă aveam bani, veneam. Da? Zău. Și eu, și eu. Și eu da, nu. Mă uit la tine ca la rata de la 7 dimineața. Nu mă atragi. Ba mai mă și înfăresc din drum să nu mă stropești cu noroi. Tu ești ca Fasconalu, mă? Îl iei de durere de cap și te doare burta. Lasă-l, mă, că e și el tare în gură acum, care cârlic la gagici, de-aia face așa. Ce? Uite craiul ăsta. E în limbă Gianina după el. Du-te, mă! Dacă zic că e, uite, așa umblă după el, e... Aia stă cu el, mă, până face rost de bani ca să-și iau o plapumă, că de altceva nu mai e bun decât să te învelești cu el. Da. Ștept, că vine Gianina. Da? Ia să văd și eu cât te iubește asta pe tine. Fără comentarii, te rog. Deci nu zic nimic, tot din gură. Păi, cum ai un dar? Ai, mă, și tu răbdare. Bun. Ce faci, mă, ăla să plece? Mai fierb un pic. Da? Dar eu parcă cu ardine s-am văzut că avea treabă, nu cu tine. Da, mai și mie 2 pâini și o napolitană. Nu, mă, i-am vrea să o convinc cu el. A? Și de-aia se tot învârte pe aici, ca să vadă dacă i-am spus lui ăsta. Deci nu mai are răbdare, măi, vine să sară pe el. Da, fierbe, nu mai curte. Dar du-te, mă, după ea, mă, că astea mi se răzgândește repede. Am niște probleme de conștiință. Mhm. Știu eu ce probleme ai. Să nu te faci de râs, mă! Nu, mă, el nu se face de râs, el așa e. Hă? El nu se face de râs, el așa e. N-ai prins-o? Mai zi tu vreo 2 glume din astea, că-mi scade ratingul de tot. Ce faci, mă, diriger? Mă, dacă tot ești așa bine dispus, ia să te întreb eu pe tine, mă, ce caută, mă, nevastă ta pe la țârcovnicul ăla? Dă examen de admitere? Vrea să intre în rândul bisericii? Cine, mă? Nevastă ta, mă, că o tot mă pe acolo. Sau vin de lumânări. Auzi, ia vin, o să vorbesc cu ceva. Lasă-mă cu nevastă ta să vorbești, nu cu mine. Distracție plăcută, băieți. Vă mai jucați voi un an așa, doi, și pe aceea vine în vizită pe la voi tanti prostata să vă întrebe ce mai face, știi? Fraierilor. Ia stai, mă, așa, unde te duci? Îți dau niște păni! Vii și eu! Stai, mă, aici, că uite, vine Gianina. Bine, rămân. Dar rămân așa, de amorul arde. E frumusică, dar nu e genul meu. Bardiles, ce tot mai încolo, mai încolo? Pe mine nu mă mai duci cu vorba. Bine. Hai să te fac o plimbare. Hă? Acum, cât te rog. Alo? Bună ziua, firma Rola Cola? Bună ziua, cu domnul director Otilo Sabo, vă rog. Vasile Breșcan vă deranjează, primarul din Fierbinți. Să trăiți. V-am sunat în legătură cu tombola. E adevărat că dați mașini după număr de telefon? Aha. Păi și cam cum trebuie să fie numărul? Că am și eu telefon și am un număr chiar foarte frumos. 0723428. Ah, nu, ziceam așa, ca idee, da. Păi, mă gândeam, poate băgați în borcan și telefonul meu, când mai alegeți.
Domnule, acum nu că vreau să mă bag, că nu sunt genul de om care să mă folosesc de funcție sau să pun presiune, dar cam și relații, știți? Dar eu îl cunosc foarte bine pe băiatul ăsta de ranul din sat care a câștigat Loganul. Păi, dumneavoastră știți că el mai are o mașină? Da, tot Logan. Mașina de servicii. Dar nu mai el o folosește. Păi, treaba e că nici măcar nu merge cu ea, adică, înțelegeți ce vreau să zic? Păi, mă gândeam, poate îi dați la ăștia care chiar n-au, nu la ăștia care sunt sătui de ele, ca să zic așa. Păi, se poate, că asta, da. Dar sigur că da, am și eu nevoie de o mașină, că eu chiar n-am. Păi, mă gândeam să-mi dați mie mașina asta, că eu chiar știu să apreciez. Da? Am număr de cont, sigur. Să trimiți bani acolo? Vă mulțumesc frumos. Da, doamne, dacă tu faceți un bine, am și o întrebare. Nu se poate o mașină mai ca lumea? Că știți cum e Loganul, e Logan. Un Audi aș dori. Nu, nu, nu BMW, că BMW au toți proștii. Cum? Faceți o tombolă specială pentru mine chiar acum? Vai, dar nu trebuia să... Da, sigur, aștept, da? Ce? Am câștigat chiar acum? Ai, nu se poate. Chiar un Audi? Vai, vai, vă mulțumesc foarte mult. Vai, dar nu știți ce bucurie mi-ați făcut. Cât? 15 milioane transportul. Ai, domnule, păi asta e problema. Păi, dar acum mă duc la poștă și trimit, da. Sigur că da. E, normal că înțeleg că este o mașină mai specială. Da, da, da. Am o întrebare de ții. Trimiteți mașina cu același tir cu care vine Loganul? Domne, vă rog frumos să nu se șuilească una de alta. Vă mulțumesc foarte mult, vă da. Vai ce bucurie mi-ați făcut. Bună ziua și dumneavoastră la fel. Încă ceva, vă rog frumos. Nu se poate un gri metalizat că aș dori să... Ce mai contează? Ce mai contează, frate, culoarea? Audi să fie. Așa. Alo, bună ziua! Firma Lola Cola? Tot timp intervin să vă deranjez. Se poate să mai faceți o tombolă astăzi pentru un matinzal că tot vine tirul încoace? Știu că ați mai făcut o tombolă azi, dar poate am noroc, cine știe. Haideți, vă rog eu frumos. Matinzul e mic, îl puneți dumneavoastră acolo într-un colț. Gelina? Timpul este cel mai mare inamic al omului. Acum 15 ani eu eram altul. Cel mai înalt val din zona asta, dacă de-abia mi-a atingea tălpile, trebuia să las și o piciorul jos să o mângâie glezna. Aia a fost vremea mea. Vezi? Între Elvis Presley și Beatles, a fost o pauză de câțiva ani. Ăia au fost anii mei. Slobozia, Chirnoce, Albești, toată zona era la picioarele mele. Am fost și pe la Urziceni de câteva ori. Ai fost vreodată la Urziceni? La Urziceni nu. Să te duci. Tu acum 15 ani aveai câțiva ani. Vezi? De-aia nu ne naștem toți odată, că n-am avea loc. Și cineva, Dumnezeu, Mohamed, o forță cerească, a hotărât să ne naștem pe rând. Fiecare la categoria lui de vârstă. Uite-mi. Tu ai ochii mari. Eu am ochii căprui. De ce? Pentru că suntem diferiți. Și așa trebuie să fie. Sunt prea bătrân, Gianina. Prea târșit de viață. M-aș rătăci cu tine zi de zi. Sunt la apus acum. La tine dimineață. Dar eu tot te sărut. Fie
E ce-o fi? Ăsta a fost un sărut franțuzesc. Ce faci, mă? Ardilesul l-ai pus să mă pupe? Tu l-ai pus, mă? Direct la poliție, mă, nu stai să te... Janina, nu l-am pus eu să te pupe. Și tu ce dracu ai, mă, prostule? A trezit vestea, Ardilese. S-a întors cuceritorul. Mă simt că acum eram la Slobozia. Băi, bestie, băi, prostule, fata n-are nicio treabă cu tine. Ia cu mine are treabă, că am să dau niște bani. Că de-aia să ținea Sky după noi. Da? Da. Am făcut mișto de tine. N-are nicio treabă, bă? Nu. Atunci de ce n-a stat cu minte, mă? Cum mă n-a stat cu minte, fata? Domnișoara, când m-a pupat, m-a sărutat cu limba. Eu și uitasem cum s-a face. De ce? Iete! Soluții pentru... Ce mai faci tu? Bine. Și unde te duci tu acum? Să-mi cumpăr suc. Să cumperi suc? Uh-huh. Ce suc? De portocale. Păi ce faci tu cu sucul de portocale? Îl beau. Păi ce, mă, tu bei suc de portocale? Da, când am poftă, beau. Bă, stai, mă, puțin, mă. Hai zi, Firicele, că mă grăbesc. Păi unde te grăbești tu așa? Și ceva, dacă vrei să mă întreb ceva, întreabă-mă direct, că altfel nu ne înțelegem. Bă, ce tot caută nevastă mea la biserică, mă? Păi de ce nu întreb pe ea? Păi te întreb mai întâi pe tine și după aia o întreb eu și pe ea, stai liniștit. Vine să se roage. Păi acasă nu poate. Ba nu, la biserică e altceva. Hai, mă. Da? Te audă Dumnezeu mai bine? Păi și ce se roagă ea? Ce se roagă tot omul? Despre ce? Bă, eu nu știu ce-i cere lui Dumnezeu, dar uite, pe noi ne roagă să primim în corul bisericii. Bă, țăl comnice, fii tu mai prieten cu Dumnezeu, dacă-ți dau una la două, mă cauți pe jos. Bă, Firicele, eu nu glumesc. Nevastă mea în corul bisericii. Da. Uite-o că vine. Hai, discută tu cu ea și pe mine lasă-mă să plec, că chiar mi-e poftă de suc. Ia stai fașa. Ce vrei, mă? Igen. Da. Da, domnul meu. La ora 12 pleacă transportul, dar cel târziu 12:30. Dar nu mai târziu că se întunecă și e periculos. Da? Da. Hai, la revedere. Da. Bă, de să mor tu dacă nu dai 10 milioane. Adică cum e asta? Dacă nu-ți dau 10 milioane, mor sau cum? Ai, mă, fără mișto, mă, că-ți dau 20 înapoi când vine mașina. Ce mașină? Bă, mâncați-și gura, am o combinație soto, merg la sigur. Ce, bă, drag? Da, mi-a zis Dalida, dar ce-o cum e, că nu știe multă lume. Deci fii atent. Dau unii mașini gratis, eu trebuie doar să plătesc transportul. Să mor tu! Da! Băi, dar nu te mă și te baci? Da, bravo, ești nebun la cap, pe cum vine mașina, o vând, mă. Că știi care e faza, pot să-mi o aleg. Și eu vreau să-mi aleg așa, un BMW din ăla frumos, elegant, așa, cu două uși, cu toate alea, știi? Bine, cochet, micuț, așa, nu. Merg o lună, două, o vând, îmi iau una mai ieftină și rămân și cu mașina și cu bani. Bă, da, bravo, mă, ce bine te-ai gândit, mă, nebunul. Da, dă și mie de 10 milioane, că, na, nu cred că e mai mult transportul. Păi, da, cum? Adică e transportul în funcție de ce mașină ți iei sau cum? Păi, da, normal, mă, că, na, unele sunt mai mari, altele sunt mai mici. Eu de-aia mi-am luat o mașină mai mică, știi, ca să fie transportul mai ieftin. Eric, să stai cu minte. A, mă, ce ți-e frică că nu-ți dau banii înapoi? Îți dau încă o dată banii, mă, uite, îți dau 50 de milioane, na. Am numărul ăla de telefon, îl sun și ei imediat organizează pentru mine o tombolă, înțelegi? Dar trebuie să ajung la poștă până în 12 să le pun banii în cont. Că dacă nu vede aia banii în cont, nu-mi trimite mașină. Băi, asta e, mă, jos să zic ceva. Da, mă, pe bune, că mă grăbesc acum, mă. Da, mă, știu că te grăbești, dar stai să zic ceva. Adică, eu unii, că
care te-a sunat pe tine să-ți dea o mașină gratis, ha? Da, mă. De ce? Nu știu, bă, face reclamă, mă. Păi ce reclamă face dacă te-a sunat pe tine să-ți dea o mașină gratis? Ia gândește-te. Hai, mă, că să face 12 să mor eu, Bobiță, dacă nu mă ajut să mor eu, dacă nu mă supăr, mă. Mă, ia mai gândește puțin. Bă, dar nu știu, bă, ce mă interesează pe mine, mă, să fie la ea acolo, mie să-mi dea mașina, mă. Bă, prostere, nu vă dă, mă, nimeni nicio mașină, mă. E manevra mea, mă, ție nu înțelegi. Ce, mă? Stai jos, Atia, să-ți dau o bere, să-ți explică fratele tău cum am făcut, ca să vezi ce minte am. Aaaa, ce bandite. Păi sunt bandino. Ce bandite. Păi da, și vrei ca eu să te cred, este? Păi bă, de unde ai tu atâtea mașini să dai, mă? Ia-ți. Bă, bă, prostule. Vrei să te bagi peste mine, este? Lasă, bă, lasă-mă că fac rost de bandă în altă parte, mă, dar să vezi tu cum îți umplu o gura de praf când trece cu BMW-ul pe-n fața cărciumii. Bă, ești bulangiu, bă. Bă, dar ce bulangiu ești, bă? Adică eu am venit la tine ca la un prieten și tu, pac, pac, vrei să-mi pun combinația? Nu merge, tată. Nu merge, tată. Lasă-mă, că Gianni nu e prost. Ascultă la mine. Hai, mă. Hai, noroc la băieți. Hai, noroc. Bere la toată lumea, fac cinste. Mi-am luat mașină nouă. Da? Ce mașină Alfa Romeo ți-ai luat, mă? Alfa Romeo. Yeah. Da, ai mai văzut prostule că și-a luat Alfa Romeo. Prostule, și credea, mă, pe ea, credea pe ea. Păi n-am plătit nimic, mă, doar transportul. Băi, tăte, dracu, măi. Ce zici, mă, ia uite, mă, și ăsta, mă, Gianni. Sunteți frații ames, mă, numai voi doi, dar oricum peste voi. Zii, mă, ce zici de asta acum, e? Nu știu ce să zic. Păi sunteți ames, mă, voi doi singuri care... Bă, prostule, vină mai încolo. Am văzut eu la televizor, la știri, ieri, cu unii din pușcărie care prostea lumea cu telefonul, cu nu știu ce. Și mi-a zis, bă, asta mă, să încerc eu cu Robi, că aveam contul ăla de la firmă deschis și ți-a capac. Și acum merge treaba, e tu în afacere. Ia. Hai. Ien. Da, domnule. Ați sunat. Mercedes. Da, facem tombole pentru dumneavoastră acum. A picat pe domnul Oe. Dumneavoastră sunteți. Felicitări! Mercedes, 25 de milioane transferul. De? Până la ora 12, domnul meu. Băgați banii în cont și vine. V-am pupat. Gata, a câștigat și oaia. Eu stau liniște și mi-ntră banii în cont. Pac, pac! Nu încățești gura ta, stai puțin. Deci cum e afacerea asta, mă? Tu îi suni și îți bagă bani în cont? Exact. Hai! Tanti! Seară bună! Bună! Am venit în legătură cu cazul. Ce caz? Cu câinele. Ai vorbit cu domnul primar? Da. Da, domnul polițist. Mereu aceeași problemă. Așa. În fiecare dimineață mă trezesc cu un rahat de câine în fața porții. Dar unde e că era acolo și nu mai știu unde e. L-ai luat pe picioare. Da. Păi, ce zici de asta? Păi ce să zic, e noroc. E, nu mai e noroc când e în fiecare zi. Dar ce nelămurire aveți legat de el? Cum ce nelămurire? Și mie mi se întâmplă când nu sunt atentă, dar e frumos. Păi și eu ce să fac? Adică cu ce să vă ajut? Să mergi la tuta de vecina mea și să-i spui să-și lege câinele și să-l țină în curte. Să nu-l mai lase să umble pe stradă. Că el nenorocitul aici și-a găsit locul să-și facă nevoile. Da. Mergi la ea. Tanti! Păi... Așa, 5, asta e pentru una, pentru a doua. Hai, doamna Brânzoi. Salut, domn prima. Ce faci mai aici? Mi-am luat mașină. Ce mașină? Logan. Păi de unde? Acum am aranjat treaba, poți să spui și ții, de la Oradea. Lola Cola? Aha. Păi de unde știi tu de așa? Păi m-am întâlnit cu Robi mai devreme. Era la fericit, nevoie mare. Așa că l-am tratat de limbă și mi-a spus că a prostut tot.
Am pus mâna pe telefon și am aranjat treaba. Da, da, eu am luat două, domn prima. I-am luat și lui nevastă-mea mâna. Păi la 5 milioane, ce dracu faci cu 5 milioane? Nici o căruță nu e cu 5 milioane. Așa mașina o iei, nu cere de mâncare, o țin curte și fii atent ce fac. Mă duc acasă, dărâm cotineasa de la porci, o dărâm și pe aia de la iepuri, mă, și le fac două garaje, hotel de 3 stele le fac. Să moară toți de invidie. Hai, salut. Geta, stai un pic. Alo, ce faci, bre, ești în hibernare? Să trăiesc. Domn Vasile, ce bine pare că mă văd. Auziți? Ia, mă învățați și pe mine. Deci trebuie să depun în contul ăsta 5 milioane, nu? Dar acum vă luați tot satul mașină? Păi, dar e bună, nu? Păi, dacă n-am bani de zestre, să-i fac o casă în fiimea, măcar să-i cumpăr o mașină, nu? Că bani de zestre dă unde dă prima. Ia, lasă-mă pace, mă. Alo? Domnul Otilo Sabo? Să trăiți. Primarul din Fierbinți vă deranjează. M-ați recunoscut? Mulțumesc. Ce vreau să vă întreb? E adevărat că puteți să dați și două mașini? Mhm. Dar trei se poate? A, da? Și bag banii în același cont? Aha. Păi, pe mine m-ar interesa... trei Audi. Mă, nu. Patru. Da? Mulțumesc. Iată-mă. Getan, patru bucăți. Audi. Să rămână! Bună! Avem o plângere pe numele dumneavoastră. Ce plângere? Vecina zice să vă legați câinele că își face nevoile la ea în poartă. Da? Uh-huh. Hai, domn șef, vină puțin. Vină încolo. Ce-i asta? Ce? Păi uite-te bine, ce e? Ce? Caca? Raha de pisica. Și aici ce e? Tot caca? Da. Și acolo ce e? Tot caca? Da. E plină curtea. Și cine face asta? O pisică. O pisică? Și eu n-am pisică, domn șef. Are nenorocita asta care face plângere. Că de atâția ani suntem vecine, dar s-a sclerozat acum la bătrânețe. A? Vine pisica aici și-și face nevoile la mine în curte. Păi da ce? Face și îngroapă, face și îngroapă peste tot. Păi ce, eu miros florile sau rahatul de la pisica ei? A? Atunci o să-mi leg eu. Când e câinele, când o să-și lege și ea pisica? Dar de unde știți că e pisica ei? Cum de unde știi? Da, ea de unde știe că câinele meu face rahas la ea în poartă, hă? Pentru că l-am văzut făcând să răhățea. L-am văzut. Da? Da. Ai martori? Hm? Eu sunt martorul că l-am văzut când s-a opintea de ieșa ochii din cap că ți-ai luat și cata mai dulău. Ce fă? Și l-am trimis eu cu telecomandă? Hă? Ce crezi tu că câinele miroase omul rău? Mm. Și pe ăla l-am dat otrăvit. L-am otrăvit, facă, mânca pui, fa, dar tu nu mi-ai otrăvit mie pisica. Pisica ta mânca pui. Câinele meu nu mânca, câinele meu era șoricar. Ce mânca șoareci. Pisica mea era birmaneză, mânca croncanele, că-i cumpăram numai croncanele, nu pui. Ce birmaneză, că era o haimana, o maidaneză, domn șef. Era birmaneză, domn șef, birmaneză era. Ce birmaneză, mă, că era urâtă ca dracu. Mi-ai rupt gardul? Eu ție! Da! Tu mie, că-i gardul meu! Cum e gardul tău, fa, că eu l-am plăcut? Cum e gardul? Hai, mă, că bărbatul meu l-a plăcut, ce? Eu l-am plătit, bărbatul meu! Cum e gardul tău, fa, că trebuie! Mă, ce? Hai să trăiești, vecin. Hai, noroc, vecin. Ah, salut, domn șef. Noroc. Dar ce a fost asta? Că n-am înțeles prea bine. Domn șef, eu zic să mergi unde ai treabă, că aici nu se rezolvă cu poliția. Nici cu armata. Dar care e motivul? Muieri, noroade. Ce-ai făcut ieri? Că te-am văzut că ai fost la pește. A, doi baboi. A bătut o nenorocire de vânt. Eu mă duc mâine. Auzi, nu ți-a mai rămas niște râme? Ba da. Dar să știi că carazul mănâncă la mămăliga. L-a rămas de toacă, ăla micul de foară. Uh-huh. Bun, atunci trebuie să fac niște mămăligă. Hai să trăiești. Doamne ajută.
Unde te duci? La biserică. De ce? Am niște treabă. Ce treabă ai tu la biserică? Treaba mea, ce treabă am? Zi-fă. Hai mă, lasă-mă pace că mă grăbesc. Zi-fă ce treabă ai la biserică, cu cine vorbesc? Dar vino mă să vezi. Nu intru eu acolo. Dar de ce? Că nu intru eu acolo. Te duci să cânti? Da. Dar ce-i? Îmi place. De când? Uite, mai de mult îmi doream eu asta, dar abia cu Saif de ocazia. Că s-a mutat una care cânta frumos la dridu și a rămas un loc liber. Că nu vrea popa să o aducă cu mașina. Și a zice că pe jos nu vrea să vină. Am repetat o săptămână întreagă, am învățat toate cântecele și azi ne întâlnim cu părintele și facem concurs. Poate am noroc și mă ia pe mine. Păi tu te duci acum să cânti la popa? Da. Și ce dacă? El e juriu. Păi tu ai voce? Da. Ia cântă și mie ceva. Am o fericire, lasă-mă în pace. Cântava când zic. Hristos a înviat din morți. N-ai voce! Mă, dacă mai am zis odată că n-am voce, nu știu ce-ți fac. Nu mi-am dorit niciodată nimic mai mult pe lumea asta decât să cânt în biserică. Dacă mi-e și plăcerea asta, te otrăvesc în somn. Jur pe Sfânta Cruce. Ai înțeles? Și acolo să mă. Vrei o gură? Lasă-mă, mă, cu sucul tău. Păi ia cât te rog, că după aia dau eu tot. A avut puțin suc, restul am completat cu vodka. Ia zi-mă, care-i treaba cu concursul? Ce concurs? Concursul de intrat în cor. Ce concurs, mă, Firicele? Concursul de intrat în corul bisericii. Ce? Alo? De la firma lui Lacola vă deranjez. Domnul Nicurață? Ia liniște, mă, că sunt de la Lacola. Da. Ați câștigat o casă. Ce am făcut? Auzi, mă, că am câștigat o casă. Am mai făcut o tombolă și ați ieșit fericitul câștigător. Și unde e casa asta? În România. Da, da, România, dar unde? E Oradea? Ce să fac, domnule, cu ea la Oradea? Eu nu stau acolo. Cum o trimiteți cu tirul? Păi în cape? E pe genul garsonier, așa. Auzi, am câștigat o garsonieră, dar e la Oradea și mi-o trimite cu tirul încoace. Dar costă transportul, 10 milioane. Ia dă-mă încoace, frumos. De ce? Da, am un prieten care are un tir și poate scoate în transportul mai fiind încoace. Stați-mă mai puțin, vă dau un prieten. Mă, cum dracu ți aduce o garsonieră? Păi cum o scoate din bloc? Alo, ce faci, prostule, care ești tu prost? Alo, greșeală? Bă, nicio greșeală, Bobițu, sunt. Ce faci, mă, te bași peste mine? Alo, pierd semnalul. Bă, nu-mi închide că te suni înapoi. Stai, dracu, să vorbim, că după aia strici toată mâna. Ce vrei tu să faci? Păi fac și eu o combinație, mă. Ce combinație, mă? Unde-ți bagă ție banii, mă? În cont! Păi ce, mă, tu ai cont? Aoleu, așa e, mă. Bă, dar chiar îmi trebuie? Păi, chiar nu-mi trebuie, mă, prostule. Dacă tu vrei să intri în afaceri, stai, dracu, să-ți dau eu un cont ca să le zici unde să-ți bage bani. Așa e cel mai bine. Auzi, dar cum iau banii de la ei? Păi ți-i aduce ei acasă. Cine? Banca Națională. Ți-i aduce acasă. E perfect așa. Hai că-ți trimit un cont acum pe SMS. Gata, Murat. Am rezolvat-o și cu tirul. Da. Cât? 9 milioane. Dar mai sunt pe prietenul ăsta, nu poate să mai poate face. Oricum, ai să știi de la rola acolo, că să bagi banii ăștia, tot în contul ăla de ți-au zis ei. Stai, mă, stai. Am câștigat o garsonieră, dar nu știu ce să fac. Să o iau, să nu o iau? Ia-o, mă, că doar o iei, nu o dai. Ia uite, asta e gata, mă, o iau. Alo, Dan. Alo, de la firma lui Lacola vă deranjez. V-a sunat că pe dracu să te ia, că m-ai sunat pe mine, prostule. Pardon, mă, dar nu vreau garsonieră. Bă, ce ani? E confortul, mă.
Bă, vezi să nu te suni și pe tine, mă, că o să-ți dau ocupat. Adică? Adică pe dracu să te ia. Mă... Alo, ce faci, mă, prietenul meu care ai tir? Dalida, tocmai stai față în față cu proprietarul la 4 Audi. Aici în față le parchezi pe toate, cu botul la stradă. Sau nu, le pun așa pe o parte să se vadă mai bine. 4? Da? Eu mi-am luat Matiz. Când, mă? Păi, te-am auzit pe tine vorbind și am sunat și eu la aia. Că poate am noroc, cine știe, îmi trimite și mie unul. Ah, șmecheriile le înveți imediat. Da, dar vezi că mașina costă, domn primar. Și eu de la frat meu, și-a luat acum 2 ani un BMW și de atunci nu mai se vaită. Nu mai e el. Nu mai râde. Încerci să faci o glumă cu el, imediat îi sare țandra. Dar de ce, mă? Păi, la început, i s-a stricat o oglindă. Știi cât a dat pe ea? Aproape cât a dat pe BMW, că l-a luat la mâna a doua. După aceea, i s-a furat capacele. Când a văzut cât costă, a lăsat-o așa, fără capace. Știi că la mașină se plătește impozitul an de an? Nu e ca frigiderul, cât a dat pe el, atâta e. Nu? Cu cât e mai defiță mașina, cu atât e impozitul mai mare. Eu mi-am făcut niște calcule și de-aia mi-am luat Matiz. Atât am permis deocamdată. Și o mai fi și alte tombole, nu o fi ultima. Mm-hmm. Și cam cât o fi impozitul la un Audi? Păi dacă e model nou, și 10 milioane. Da? Ori 4, 40 de milioane. Dar nu asta e problema. Ți-am zis, s-a stricat o piesă, ai dat în aiba. Și nu zic de oglindă, cu oglinda scap cel mai ușor. Dar nu știi cât costă un bec? Și acum, ele îți vin cu cauciucuri de vară, dar la iarnă. Îți trebuie cauciucuri de iarnă? Că dacă le prinde fără cauciucuri de iarnă, e cât mai amenda. Și fără 5 milioane nu te apropii de un cauciuc, ori 4. Și iar ori 4, că ai 4 mașini. Plus RCA-ul, 10 milioane, alte 10 milioane, ori 4. Și să nu mai vorbesc de casco. Că la mașina nouă e bine să-ți faci. La casco plângi cu vorbe, mii de euro pe an. ITP-ul, o dată la 2 ani. Păi nu văd cum se chinuie frate meu? Dar nici pe tine nu te văd prea bine. Domn primar, consumul. Dacă ți-ai luat o mașină care consumă mult, degeaba ți-ai luat-o, te uiți la ea. Vrei să te plimbi cu ea? Trebuie să-i bagi benzină. Și benzina chiar că costă. Colac peste pupăză. Trebuie să angajezi neapărat un paznic. Că și un căpăcel de la roată, dacă poate să ți-l fure, ți-l ia. Și n-are ce să facă cu el. Dar așa, ți-l fură și se bucură că ți-l-a luat ție. Știi cum e omul. Domn primar, ai trimis banii? Da, mă. Ah, ce bine. Că nu mi-a luat asta cap. Dalida? Ai câștigat un Logan. Bravo. Ia zi, mă, ai rezolvat cazul? Da. Bravo, mă. Mă, dar ce a fost în capul tău să-ți cumperi Logan? Păi ce mi l-am ales eu? Ei mi l-au dat. Dar atâta timp cât e gratis, e foarte bun. Da, mă, dar nu ți se potrivește. Dar ce mașină mi se potrivește? Audi, mă. Ia hai tu un pic să stăm de vorbă. Hai, hai, hai. Da, de mult. Deci, unde rămăseseam? Mi-ai promis că îmi dai 50 de roni. Dacă îți dau eu ție 250, ce faci? Eu! Sau... Mă, tu dacă răfe îmi păr? Tu! Deci neabonat, vrei să mă rănești? Dă-le jos imediat! Las fierbinți, țara o arde pe comedie. El am pe vino încoace. Asta e crucea mea. Mâine la Pro TV. Alo, greșeală. Unde pierd semnalul? Deci pierd semnalul. Așa, mă, nena, și e cel mai bine. Auzi, dar cum iau eu banii de acolo? Te aduce acasă, mă. Cine? Mă, Banca Națională. A, e perfect atunci. Așa zic, perfect. Da, deci, perfect atunci. A, perfect atunci. Și moare de la prostie, e mapa. Moare, îmi face să zici. Aia e, aia e. Vreau să-ți rupe.
Stai, 6 euro. Am mai atunci în dracu, la balamu, ca un bătrânit. Ce ai făcut, mă? Asta este de bătrânețe, 6 euro de somn. Să nu mai poți stai cu ochii pe perică, așa. A, nu știu să mă zbără. În praf. Să plece cineva, bă, că pe mine mă intimă. Salutare. Uite. Mai aveți? Da. Asta este gata, plec. Da, da? Nu vă supărați, că plec. Să fac un duș în locul vostru? Oleo. Da, 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 da. Aici la țară e praf. Mă rog, și voi sunteți. Mă rog. Îți urez toate cele bune de... Nu te-am auzit. Nu, eu să plec acasă. Cu colegii ăștia, nu-mi vine să plec acasă. Ce copii? Lasă-i. Colegi.